Ei, salutare fraților, eu sunt Ionul și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să jucăm FTSR cariera cu FCSB. Avem legendary challenge Anglia Elveția. Elveția. Bun, hai să vedem echipa Angliei. Forester, Delp, Kerry, Collar, Bebe, Henrique, Wacot, Jones, Foster, Nezoi, Joe Hart, Bines, Cahill, Lanana, Mane. Mane? Du-te, băi, Mane nu e englez, ia mai lasă-mă. Pe viața lui Ziggins, da, o știm, noi avem meci cu cei de la Dunărea Călărașii, cred că o să simulăm. Simulăm cu Dunărea Călărașii și... Pe cine mi-e victorii, unde este? 3-0, eu eram un celor și un rani marchează. Nici o șansă pe Dunărea, primul loc, 70 de puncte. Oferta pentru Lucian Filip de la Toulouse, 3700, 3070. Acceptăm de la Toulouse. Și mai avem o singură zi de transferuri. Galibec nu vă să ne dea. Era un portar, frate, cred că la Botoșani, care mi-a făcut mie probleme, nu pap. Și aș vrea un jucător de la Dinamo. Pe Nedo. Nu, frate, ăsta cum zice, Nistor. Facem o ofertă pentru Nistor. 200 de milioane. Bă, să știi că în mijlocaș avem și atacanți. Nu cred că ne-a lipsit Nisor. Dăm 200 milioane pe Nisor? Nu, nu merită. Craiova, haide să luăm pe Mitriță. Mitriță oare acceptă 16 milioane. Mitriță merită 16 milioane 700. Mitriță vine la Steaua în ultima zi de transferuri și Zantinski o să facem. Ca să ne fie toată bună, Mitriță și Zantinski vin la Steaua. Haideți să vedem. Avem meci cu Dunărea Călărași în Cupa României. Meci de Cupa României aici cu Dunărea Călărași. Haideți să vedem. Romario Benzar accidentat, intră Iacolis pe partea lui. Aici intră Mitriță. Teixeira. Mitriță. Cu cine o n-o să joace? O să joace Zantinski. Măruțan joacă, Mitriță, Nuere, Omrani cu Denisma. Lăsăm pe Nuere că avem nevoie de el. Apărarea o să odihnească chiarăși. Intră Moraes. Nedercu poate juca și el fundaș central. În locul lui Kirikesh. Haideți că eu revin. Bun, am revenit, am așezat și eu echipa. Intră Andrei Vlad în poartă, îl odihnim pe... Nu, băi, Vlad am spus. Bun, Iacolis, aceasta este echipa noastră împotriva celor de la Dunărea Călăraș. Haideți să vedem, Mitriță și Zlatinski. Ah, acolo n-ar merge Teixeira, dar lăsăm acolo pe Teixeira. Haideți să vedem, merge Cupa României cu cel de la Dunăre Călărea. Așa, să vedem, Nuere, pasează la Alexandru Mitriță. Frumos, Mitriță, intră în care o Mitriță, șut, Mitriță, pe lângă poartă. Mitriță ne-a bătează pentru seama, stărată în tegajează lungă, la, acolo, la Moraes, câștigă Moraes, de el la cap. Foarte bine, Nuere. Pasează la Denisman, Denisman, șut în blocaj, Nuere. Oh, nu trece Nuere, Junior Moraes, capitanul SL în acest moment. Moraes, frumos recuperează, Junior Moraes, complicație mare, Junior Moraes, un blocaj, Kanda. Moraes recuperează, Monroy, Moraes, Denisman.
Tek še yra, čia Andriasa Bendrus, Zlatinskis, 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 Njojere, Njojere, Zlatinskis, Korul. Și Zlatinski putea marca, dar nu a făcut-o. Nu era deschis de scor împotriva celor de la Dunărea Călăraș și frumoasă fază. Zlatinski n-a reușit să treacă de portar. Nu era, îl învinge pe Straton. Și avem 1 la 0, minutul 33. Mitriță nu reușește acolo recuperarea. Urcă cei de la Dunărea Călăraș și Niere. Planici, la siguranță Planici, pasează la Alexandru, Denisman, recuperează, Denis Alexandru, Denisman, poate ce doar aser, Denisman, Denisman, doi, nu este, nu este gol, nu este, Mitrița șutează prost. Nu a fost golul lui Denisman, scapă cu fața curată ce de la Dunărea Călăraș în prima repriză și se termină. Haide să schimbăm pe Teixeira, băgăm un jucător de viteză. Indra Camer, Ceaca, pe această parte. Deci era cu Ceaca, să vedem ce poate face Ceaca. Haide să vedem, Denisman, care are cu de lângă Alexandru. Denisman, iar și recuperează de lângă Alexandru. Pasă la Mitriță. Oh, ce bine, recuperează Mitriță. Care intră, care Mitriță? Mitriță, 1 la 0. Mitriță debutează cu gol la Steaua. Mitriță debutează cu gol în Cupa României la FCSB, Alexandru Mitriță, lua perfect împotriva lui Steaua, 2 la 0 pentru Steaua, un rezultat liniștitor. Denisman cu Alexandru, Canda, Nedelcu, pasă la Pușcaș, Camer, Ceaca, nu reușește acolo, Ceaca, recuperează, dar e faultează acolo Camer, iese Pușcaș și intră Marinescu. Periculoasă, doar nu era în zid, Iacolis, pasă la Denisman. Denisman are viteză, lăsat Denisman, să intre care Denisman. Denisman, Denisman, lob acum și te-a face 3-0. Denisman marchează. Perfect, Denisman marchează. Împotriva Dunărei, haide să vedem, Alexandru. Denisman în pressing, foarte bine recuperare. Pasă la Halem, Nioere, Grigorov, lângă Nioere. Nioere recuperează, Nioere. Nioere! Ce gol, Nioere! Ce gol! Al doilea gol în Cupa României pentru Nioere. Care este gol? Iată, cred, dacă n-a mai făcut cineva duble sau triple. Nioere cu două. Papa! Papa, este la cate cu Papa. Haideți să vedem, Denisman recuperează bine, Denisman, poate fi contactat cu Steaua, Denisman, Denisman centrează la Halep, Nioere, ratare mare, iarăși continuă faza, eu revin imediat. Bun, am revenit, haideți să vedem și să termină Steaua în semifinalele Cupei României, Nioere omul meciului și golgetter alături de Papa. De la Botoșani, Taoam, Bioniță, Hoban. Noi s-ar putea să mergem cu Politehnica Iași, mergem. Cu Poli Iași. Da, punem pariu. Cu Poli Iași în Cupa României, level 20, a făcut bun. Haideți să vedem, primul meci cu Porto, nu UEFA Champions League, acum nu riscăm, Mitriță în atac. Nioerea aici intră, băi da, e nasoală treaba. Că facem așa, jucăm pe Coutinho aici în locul lui Mitriță. Mitriță joacă în locul lui Denisman. Rusescu și Benzar accidentați. Tătărușanu, nu riscăm. Intră Kirikeș. Ora și Acolis acolo. Coman. O să joace Pintilin în locul lui Teixeira aici. Și frumos aici. Lăsăm pe Măruțan. Acesta este echipa noastră în turul cu Porto de pe Național Arena. Abu Bakari atacă poarta. Haide să vedem. Casillas, o să ne fie greu cu el în poartă. Haide să vedem. Zlatinski la noi rămâne titular. Și Mitriță care a debutat cu gol. Haide să vedem. Începe partida. Nioere pasează la Coutinho. Frumos. Pintili recuperează acolo. Pintili cu Danilo. Nu reușește Pintili.
Pintili frumos, recuperează, pasă la metriță, Filipe. Nioere, nioere! Deschide scorul, gafă uriașă în defensiva celor de la Porto. Haide să vedem iarăși pe Harlem Nioere care a marcat frumos. Nioere a marcat aici după greșeală imensă în defensiva lui Porto. Coutinho face pressing, haide să vedem Coutinho. Zantinski nu reușește, mora aici. Pasă la Nioere. Oliver Torres recuperează acolo Pintili. Am avut nevoie de el, dar faultează acum. Brahimi, frumos, Diacolis, pasă la Mitriță. Frumos, iese Mitriță din defensivă, n-a fost offside ăla, n-a fost offside. Teles. Otavio, Planici, Nioere. Frumos, recuperează Nioere, dar din spate este luat Mitriță, recuperează bine. Pasă la Harlem Nioere. Nioere, se lăsa liber, Nioere, Nioere. Nioere, îl învinge pe Casilia a doua oară. Nioere, și șanse cât mai mari. Să ne calificăm în sferturile de finală UEFA Europa League. Șanse foarte, foarte mari să ne calificăm. Coutinho. Coutinho, frumos, pasă la Alexandru Mitriță. Șut bun. N-ai ce să reproșezi lui Mitriță. Putea înainta. Moraes se termină prima repriză. 2-0 pentru Steaua. Haideți să vedem. Oliver Torres se descurcă cu mingea. Recuperează Nioere. Pasă la Coutinho. Coutinho îl caută pe Mitriță. Unde ești Mitriță? Spune Coutinho. Unde ești Mitriță? Nioere! Nioere! Ratare imensă. Pentru omul care a adus două goluri steliștilor. Casillas. Decajează acolo Moraes, Coutinho, nu reușește recuperarea. Pintili. Moraes, se ține bine Moraes. Pasă la Nioere. Pentru Coutinho, iese lăsat liber Coutinho. Iese Casillas, Coutinho. Coutinho, ratare imensă. Putea să-i paseze lui Nioere. Haideți să vedem faza. Putea să-i paseze lui Mitriță, putea să-i paseze. Și lui Mitriță și lui Nioere. A ales să șuteze el. Haide să vedem. Kirkeș. Nioere. Pasă la Coutinho. Este la salver. Coutinho. Coutinho. De această dată marchează Filipe Coutinho. Jucător adus de la FC Barcelona. Nioere. Frumoasă fază, Jesus Corona, Măruțan îl fautează. Brahimi, trage pe poartă! Bine acolo! Brahimi, apăsat 100%. Tătărușan degajează la putere. Kirikeș. Pasă la Planici, îl alerge pe Coutinho. Coutinho, foarte bine, vine Zlatinski. Pe această parte, Zlatinski. Zantinski vine cu cetoare pentru Harlem Nioere! Șut bun, putea să-i paseze lui Mitriță. Nu l-a văzut, cred că Nioere. Steaua are trase roese. Otavio și Brahimi. Moraes și se termină! Se termină! 3-0 pentru Steaua în tur. 6 foarte mari de calificare. În seturile de finală UEFA Europa League. Nioere omul meciului, post 50-50, dacă ne calificăm, s-ar putea să... Dintre Olimpic Marseille și Internațional Milano. Unele dintre cele mai bune echipe, ca să spunem așa. S-a încheiat perioada de transferuri. Ho, ho, Paulo Dybala la CFR Cluj. Mamă, ce l-aș vrea și eu pe Dybala. Băi, chiar trebuia să facem ofertă pentru Dybala. Bun meci cu asta, Giurgiu, în UEFA, și eu în UEFA, în Liga 1, Betano. Ia cu lisare roșu. Băi, frate, și n-am pe cine juca. N-am pe cine juca. Vai, Măruțan accidentat. Pizil la centru. Nu, îl bag pe Dănase aici. Și ce fac cu Iacolis? Pe cine joc eu fundaș dreapta? Să jucăm? Băi, l-aș juca pe...
Ia hai frate să jucăm pe Monciloș fundaș dreapta. Jucăm pe Monciloș fundaș dreapta, n-avem soluții. Bun, mai se beagu. Aceasta este echipa noastră împotriva celor de la Astra Giurgiu. Și putem câștiga campionatul dacă ajungem la foarte multe puncte. Suntem ca și câștigători ai campionatului. Mitriță. Frumos, recuperează acolo Mitriță, Mitriță, pasează la Halem, Niore la Salber de curtea, Niore, Niore, șut, peste poartă, Niore. Jucăm pe naționale, Coltorii, Coltorit, degajează Junior Moraes, bine la Coutinho, frumoasă fază, Coutinho, Niore, Niore, Belu, Pintili, recuperează bine, pasă la Mitriță, Mitriță, îl are în partea de altă, pe Tănase, Tănase, Tănase vine cu șut, Tănase! Ce gol, ce gol, ce gol, ce gol, ce gol! Gol! Florin Tănase! Ce pasă de Mitrița la Tănase! Nu știu cum s-a gândit Tănase să șuteze din această poziție, putea centra, dar el a ales să șuteze. Un jucător care n-a fost prea mult folosit, Mitriță. Frumos, Buș, acolo cu planici, îl faltează. Zlatinski vine în defensivă. Moise, Moise, șut bun al lui Moise. Tătărușan nu degajează. Chiricheș, înapoi la Tătărușan, care degajează lung la Halem Niere. Niere cu capul, a vrut la Mitriță. Frumos, acolo recuperează, pasă la Halem Niere, iese. Portarul Coltoriti, nu știu cum îi zic, Coltoriti. Bun, și se termină prima repriză, 1-0 pentru Steaua cu Astra. Haideți să vedem, Niere. Coutinho, șut, da lui Coutinho. Bun șut ăla Coutinho, haideți să vedem faza. Niere pasează la Coutinho. Oh, n-a trecut mingea prea mult, prea mult pe lângă part. Hai să zice că a trecut. Coltoriti, Chiricheș. Câștigă la cap. Pasă la Filipe Coutinho. Coutinho se lăsa liber. Coutinho. Întoarce partea. Pasă la Halem Niere. Coutinho iar și recuperează. Coutinho. Coutinho șutează. În blocaj. Coltorit. Despinge Moraes. Coutinho. Mârzălea. Coutinho. Recuperează el. Coutinho. Coutinho are șase. Coutinho! Băi, Coutinho, băi, băi, frate, vină cu ăla. L-am pe Coman? Da, frate. Intră Coman. La cât arată Coutinho? Moraes. Pasă la Florinel Coman, jucătorul tău lui Coutinho. Coman, intră în care o Coman. Are soluție Coman. Coman ne pasă. Coman, nu marchează. Gol! Florinel Coman! Gol! Florinel Coman! Intrat în locul lui Coutinho. Coman a avut soluție să-i paseze lui Mitriță, dar Mitriță a încetinit după ce a văzut că vrea să șuteze cu Coman și... Bine a făcut Coman, este begul și intră Balaure, Mitriță, frumos, recuperează Mitriță. Haideți să vedem față de atac, Mitriță. Cred că mai vine cu centrare Mitriță, întoarce mingea, Mitriță, Belu. Și asta e lovitură de la colț. Zlatinski. Zlatinski la Pintili. Mârzălea acolo, dar Coltorii. Apăr Zlatinski. Tot ce centrează Zlatinski pentru Florinel Coman. Chiricheș. Chiricheș, șut în blocaj, Moncilovici. Și se termină full time. Bucurie mare pentru steliști. Mitriță este omul meciului. Bravo lui, frate. Bravo lui, a ajuns la Steaua. Pic un pic s-a blocat jocul. Mai face asemenea lucruri. Hai să vedem. Dăm continue. Bun, teamwork. Avem 3 jucători în echipa lunii februarie. Niere, Omrani și Iacodis. Echipa lui viitorul... Da, noi am... Omul lui Iacodis.
Orta și-a revenit, investim în club. Mergi cu Sepsi, o să simulăm. Haide să vedem. Simulăm și... 1-1. Bitrița marchează în minutul 89. Munda Viitorul tot pe 2, CFR pe 3, Dinamo pe 4, Craiova pe 5, Concordia pe 6, Iași pe 7, Hermașa pe 8, Astra pe 9, Dunărea pe 10, Sepsi pe 16 și pe 11 și Botoșa pe 12. Echipa retrogradată este Botoșani, echipa care câștigă titlul este FCSB. Pentru noi urmează returul, dar cam aici se va încheia acest episod. Dacă oricum uitați să vă abonați cu un buton de like, un share, pe data viitoare, pa, pa!